domnule primar, domnule colonel, domnule major, dragi reprezentanți ai cultului eroilor, ai Asociației Militarilor Veterani, Dizabilități, din Suceava și din Neamț, iubiți invitați, dragi români de aici și de pretutindeni, primul rând să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a plenicit să ne rugăm împreună, să ne exprimăm liber împreună și să-i pomenim pe iubiții noștri eroi care au fost și sunt prezenți întotdeauna aici, în această mănăstire, unde și-au lăsat trupurile și sunt prezenți și în inima, și în sufletul, și în cugetul tuturor celor care sunt iubitori de eroi, care trăiesc cu eroism și privesc spre viitor cu multă nădejde, cu credință și cu dragoste. Eroii de aici vă mulțumesc prin mine pentru prezență și pentru că ați arătat respect față de jertfa lor, care a fost supremă, ce este mai mult și mai mare decât să-ți dai viața pentru țara ta, pentru poporul tău, să-ți dai viața ta pe care puteai să o trăiești bine și frumos, la călduț, dulce, cu un trai bun, dar nu, au ales să lupte de scurți, au ales să lupte câteodată fără arme, cu mâinile goale, să lupte dezbrăcați, să lupte înfometați, au ales să fie scuipați și huliți, dar au rămas cu demnitate și cu fruntea sus. Și nouă ne spun, dacă vrem să biruim, să avem fruntea sus și ochii la Dumnezeu, dacă vrem să biruim în viața aceasta și să dobândim viața cea veșnică, să trăim cu eroism, să trăim și să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, care este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Dătătorul de viață, care dăruiește celor care se jertfesc pentru aproape de viața cea veșnică. Avem în față un an plin de provocări. Cu rânduiala lui Dumnezeu și cu mila Lui, nădăjduim să ajungem să-i pomenim la 80 de ani de când s-au stins în această vale acești eroi și nu numai că s-au stins, ci au și rămas aici. De aceea vă mulțumesc că ați venit aici. Cred că și anul care urmează veți fi prezenți prin jertfa dumneavoastră, prin eroismul dumneavoastră și prin cuvântul dumneavoastră. Pentru că unul din țelurile eroilor a fost cuvântul, care de multe ori lipsește în societatea de astăzi. Cuvântul. Au auzit ordinul, l-au respectat și și-au dat viața pentru un cuvânt, pentru un țel și pentru un an. Dumnezeu să le facă veșnică pomenire, noi îi vom pomeni cu drag. Ce se va întâmpla anul viitor, vom anunța la momentul potrivit, nu trebuie să facem noi acum planuri și proiecte, pentru că le mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de azi. Restul e darul lui Dumnezeu. Și de aceea El cunoaște când am intrat în lumea aceasta și când vom ieși din ea. Dar important e să ieși din această viață și când te uiți în spate, să ai la ce privi. Să nu privești în spate cu rușine, să privești în spate cu bucurie și cu mulțumire că n-ai făcut umbră pământului degeaba, cum se spune o vorba noastră frumoasă și dulce. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani dumneavoastră care sunteți de față și Dumnezeu să păzească țărișoara noastră pe românii care nu numai că s-au născut români, ci care trăiesc românește
se luptă pentru binele fraților lor români, oriunde sunt în lumea aceasta, și nu numai că se luptă, se jertfesc, dau din ei picătură cu picătură. Și mare lucru este, și se poate și în timpurile noastre, să devenim eroi. Totul stă în voința noastră, să vrem sau să nu vrem. Dacă vrem, devenim. Dacă nu, am făcut umbră degeaba pământului și ne-a luat vântul ca pe o frunză și ne-a dus și ne-a risipit. De aceea, eroii care sunt aici ne cheamă la demnitate, la onoare, la cuvânt și ne cheamă să iubim ce au iubit ei mai sfânt. Patria aceasta. Patria aceasta pentru care a murit Ștefan, pentru care a luptat Ștefan cel Mare. Patria aceasta pentru care a murit Mihai Viteazul. Patria aceasta pentru care Oria și Ploșca au fost trași pe roată. Patria aceasta pe care au plâns-o bătrânii la vatra sobei, pe care au cântat-o orfanii de război, pe care au plâns-o văduvele satelor, pe care au plâns-o soțiile înlăcrimate, cu casele pline de copii și rămase văduve de tine. Patria aceasta, pentru care au murit martirii închisorilor și au suferit atât de mult, lanțuri la picioare și la mâini, și nu s-au dezis de numele de român, nu s-au dezis de țelul lor și de crezul lor și de demnitatea lor. Patria aceasta, pentru care s-au jertfit eroii, tinerii Revoluției și pentru care se jertfesc în fiecare zi români. Să știți că în fiecare zi sunt români care luptă și lucrează pentru binele țării noastre. Să le ajute Dumnezeu eroilor care trăiesc în România și pretutindeni celor care se luptă pentru binele acestei țărișoare și Dumnezeu să o plătească pe toți, dumneavoastră să vă răsplătească o sedală, la mulți și binecuvântați, la mulți ani trăiască. Hai să cântăm cu toți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine.